Care e faza cu Grimace Shake și de ce persoanele care beau din lichidul ăla mov au parte de un sfârșit tragic? Trent's whole Grimace thing everyone's talking about? It's actually not bad. De unde a început tot trendul ăsta de meme-uri și videoclipuri? A fost marketing? E real? Pățești ceva dacă bei din Grimace Shake? Am avut și noi cazuri în România în care lumea a suferit după ce a băut din shake-ul ăla? Păi stați până la sfârșit că vă zic mai multe. Alright, so I got the new Grimace. Anyway, happy birthday Grimace, this one goes out to you. It's actually pretty. Mesaj, fug la pont, număr banii, iau stoa, ajung acasă, cântăresc, mă pun pe treabă, fest, panicat, de filaje, da, tă nu mă opresc. Doamne, dă-mi putere, că de gardă mă feresc. Tă timpul stau de șase, ca să fiu 100%. Vine să mă sare, știi că își așa e când vârstă, fac banul. Totul a început pe 12 iunie, atunci când McDonald's a lansat Grimace Shake, o băutură răcoritoare de tip milkshake cu vanilie și fructe de pădure. Dar culoarea mov nu se trage neapărat de la fructele de pădure. De fapt, shake-ul ăsta a fost gândit în așa fel încât să amintească și să-l sărbătorească pe Grimace, una din mascotele McDonald's. Ăștia au mai multe mascote, dar cred că cel mai bine îl putem recunoaște pe Ronald, acel clown creepy. Americanii sunt obișnuiți și cu celelalte mascote. Noi habar n-aveam. Una dintre ele e chiar Grimace, care a apărut în 1971, atunci când arăta destul de Five Nights at Freddy's. No shakes. Because the evil Grimace had grabbed all the cups. Where's the coke? Where are the shakes? Era groaznic, avea 4 mâini, era urât, iar scopul lui în universul McDonald's era să fure milkshake-urile oamenilor. Era un villain. Abordarea asta nu prea a atras copiii, așa că l-au schimbat să fie mai relatable. I-au lăsat 2 mâini cu un aspect mai soft, de pluș, legând o prietenie cu Ronald. Și a funcționat, a prins la public. Wow, I'm in Storyland! Uh-oh, I'd better go keep an eye on Grimace. Oh boy, lunch at McDonald's! I knew you liked happy endings. Mai târziu, cei de la McDonald's au anunțat că el e de fapt o papilă gustativă. Asta ar fi explicația pentru forma aia ciudată. Având în vedere aspectul mascotei din anii 70, mai ales că Grimace era un personaj negativ, pare că povestea merge mână în mână cu trendul creat în jurul shake-ului. Dar hai să vă răspund și la asta. Cum a început trendul? Normal că de pe TikTok. Un tip cu contul ăsta a postat primul videoclip care a dat startul. Arată cam așa. Yo, I just got the new Grimace milkshake from McDonald's. I'm so excited to try this. Happy birthday, Grimace. Într-un interviu spune că inspirația a venit de la un alt trend, asemănător, cu burgerul Spider-Verse, când oamenii se filmau mușcând din burger, iar următorul cadru era dintr-o ambulanță. Today I'm trying the red Spider-Verse burger so you don't have to. And besides the red bun, it looked pretty normal. And then I took a bite and to be honest with you, videoclipul lui a ajuns la 3 milioane de views, în timp ce alți useri au început să preia ideea, ajungând din ce în ce mai creepy. Nu-ți trebuie cine știe ce tutorial ca să faci un clip de genul. Bine, trebuie să ai un Grimace Shake înainte de toate. După să-i urezi lui Grimace la mulți ani. Apoi să sorbi puțin din shake pe riscul tău. Mi se pare că urmează un pattern asemănător cu legendele alea urbane ca Bloody Mary. Zici Bloody Mary de 3 ori în oglindă și gata. Doar că la Grimace Shake trebuie să iei o gură și să zici Happy Birthday. Iar totul ia o întorsătură dark. Au ajuns să facă competiție între ei să vadă care vine cu cea mai îndrăzneață, macabră idee posibilă. S-au băgat oamenii în canalizări, în toalete publice, au stropit pereții, s-au urcat în copaci. Chiar și contul oficial McDonald's a răspuns punând o poză cu Grimace, iar la descriere, eu prefăcându-mă că nu văd trendul Grimace Shake. Acum, există Grimace Shake în România? Pe scurt, nu, nu există. Cum am spus și la început, mascotele astea de la Mac sunt relevante pentru americani. Eu unul nu l-am luat nici măcar pe Ronald McDonald's în serios. La ăștia în America e serioasă treaba, au 12 mascote, dintre care noi știam doar de Ronald. Iar abia acum am aflat mai multe despre Grimace. Singurul lucru cât de cât apropiat de Grimace Shake este de fapt un smoothie cu afine. Așa au reușit românii să facă trendul. Salut! Astăzi am cumpărat noul Grimace Shake de la McDonald's. Hai să gustăm! La mulți ani, Grimis! E destul de bun!
Nu suntem singurii care n-au Grimace Shake. Nici în Europa, nici în UK nu e de găsit shake-ul ăla blestemat. De fapt, cred că nicăieri pe planetă, în afară de SUA și Canada, nu e de găsit Grimace Shake. McDonald's, dacă vedeți clipul ăsta, sponsorizați-mă și pe mine cu o mascotă de aia de la Grimace, vă rog eu. Altfel, merg direct la KFC.